Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, veseli sunt. Bobiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, ianuarie, Dima și mașina de jucărie. Anul nou sosise în sfârșit. Micii noștri prieteni erau cu toții acasă la Wendell. Băiatul Rădașcă le-a arătat cu mândrie prietenilor săi noile lui mașinuțe de jucărie pe care le primise de Crăciun. Acest camion de jucărie argintiu e preferatul meu. Are roți mari, merge repede, ușile se deschid și poți să miști basculanta în sus și în jos, a spus el zâmbind. Hai să construim o pistă și să ne jucăm cu mașinuțele pe ea, a sugerat Dima. Când pista a fost gata, s-au jucat cu toate mașinuțele de jucărie pe ea. Dima a vrut neapărat să încerce camionul argintiu, dar Bobiță nu voia să-i dea drumul. Când Bobiță s-a plictisit, săltăreața s-a năpustit și l-a luat. Apoi, după săltăreața, l-a luat Buburuză. Dima a reușit să pună mâna pe camionul lui Wendell doar pentru câteva minute la sfârșitul zilei. L-a împins atât de tare încât s-a rostogolit sub dulap. Dima s-a întins sub dulap ca să-l scoată, dar roata s-a agățat de piciorușul dulapului și a căzut. Dima a încercat să o pună la loc, dar roata nu se mai putea roti. A început să se întunece, iar prietenii noștri au început să obosească. Dima n-a îndrăznit să-i spună băiatului Rădașcă despre roata camionului argintiu. În schimb, l-a pus la loc cu celelalte mașinuțe de jucărie, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Cu toții și-au luat la revedere de la Wendell și au plecat acasă. Dima s-a întors repede acasă, dar tot nu reușea să adoarmă. Îi părea foarte rău pentru camionul argintiu. A doua zi, dis de dimineață, s-a trezit auzind niște strigăte. Wendell se certa cu Bobiță pe un deal din apropiere. Bobiță, mi-ai stricat camionul de jucărie! N-am fost eu! Nu era nimic în neregulă cu el când i l-am dat lui săltăreața! A răspuns băiatul Melc, părând puțin jignit. Atunci o să o întreb pe săltăreața. Săltăreața, tu ai stricat roata camionului meu argintiu? Nu! Bineînțeles că nu, nu am fost eu de vină, îl asigură fetița lăcustă. Eu i l-am dat Buburuzei, întreabă pe ea, a sugerat săltăreața. Și astfel băiatul Rădașcă a pornit spre casa fetiței mămăruță. Dima se simțea groaznic, pentru că el fusese cel care a rupt roata camionului argintiu. Apoi i-a venit o idee. Avea un camion vechi și tamponat, dar foarte asemănător cu cel al lui Wendell. L-a găsit și s-a dus grăbit spre casa lui Fulgușor. Fulgușor, ai niște vopsea argintie, nu-i așa? Vopseaua argintie mi s-a terminat, dar mai am niște vopsea aurie. Te rog să mă ajuți, a spus gândacul de cartofi și i-a povestit totul lui Fulgușor. Fulgușor l-a ajutat bucuroasă. A vopsit camionul de jucărie și în curând acesta strălucea ca nou. Mulțumesc, Fulgușor, a spus Dima și a pornit spre casa lui Wendell să-i dea camionașul. Când a ajuns la casa lui Wendell, a fost întâmpinat de hohote de râs. Ai reușit să-l repari? Da, l-am întâlnit pe Patrick acasă la Buburuză și l-am rugat să mă ajute, spuse Wendell zâmbind. Din păcate, n-am aflat niciodată cine a rupt roata. Eu am rupt-o, i-a spus Dima. Mă bucur că ai reușit să o repari, dar ți-am adus și eu ceva. Oh, e grozav! Mulțumesc, a râs Wendell. Nu mai sunt supărat. Vrei să te joci cu noi? Ne luăm la întrecere cu mașinuțele de jucărie. Iar cei trei băieți s-au apucat să construiască o pistă pentru cursă.